patra învățăm și despre părțile secundare de propoziție, respectiv despre atribut și complement. Atributul este partea secundară de propoziție care determină un substantiv. Atributul se poate exprima prin părți diferite de vorbire. În primul exemplu, puiul de căprioară dormea, atributul căprioară este exprimat printr-un substantiv comun. Care pui de căprioară? În cea de-a doua propoziție, mama lui cântă la pian, atributul lui este exprimat printr-un pronume personal. Soarele arzător strălucea pe cer. Ce fel de soare? Arzător. Este un atribut exprimat prin adjectiv. Iar în ultima propoziție, caietul al doilea nu are copertă, atributul este exprimat printr-un numeral. Pentru o mai bună însușire a acestei părți secundare de propoziție, respectiv atributul, eu vă sugerez să le cereți și dumneavoastră copiilor acasă să vă exemplifice atribute care sunt exprimate prin părți diferite de vorbire, pentru a trece prin toate aspectele precizate. Succes!